Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare. Și fiecare zicea, cine este acesta? Este Iisus prorocul din Nazaretul lui, răspundeau bărbatele. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu. A dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau templul. A răsturnat metele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau lumei și le-a zis, este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune. Dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el i-a vindecat. Dar preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu și zicând, Osana fiului David, s-au umplut de mânie. Și au zis, auzi ce zic aceștia? Da, te-a răspuns Iisus. Oare n-am citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sunt adoptați. Și lăsându-i, a ieșit afară din cetate și s-a îndreptat spre Betania și a înmutat acolo. Amin. Doamne, din nou ne închinăm înaintea ta. Cine este ca tine în cer și pe pământ? Și cine se poate asemăna cu tine? Necuprinsule și infinitule Dumnezeu, inimile noastre sunt de departe, neputincioase și fără viață și fără plagă în fața măreției și gloriei tale. De aceea au din nou nevoie de atingerea ta și prin Duhul Sfânt de lumină înaintea cuvântului tău. Cuvânt care nu vrem să rămână doar la mințile noastre, ci să coboare în inimă și în fapte și în trăire spre slava ta. De aceea te rugăm să lași Duhul Sfânt la lucru din nou. Doamne, vrem ca Tu să fii glorificat în noi și între noi. Și să nu rămână doar lider moarte, ci viață din Dumnezeu. Fiecare dintre noi, cuvântul Tău și binecuvântarea Ta să fie peste noi și prin noi, spre semenii noștri. Dumnezeul nostru, îți mulțumim că ne iubești și te lăudăm pe Tine, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Această sărbătoare frumoasă de flori a fost pentru noi un prilej de bucurie deosebit datorită botezului pe care l-am avut în dimineața aceasta și deosebit și datorită faptului că am văzut suflete venind aici și mărturisind hotărârea lor de a urma pe Domnul și ne rugăm ca Domnul să-i ajute să poată vină și să catecheze și ei că pășească cât de curând în apa botezului. Amin? În Antichitate, în primul veac, această sărbătoare era momentul când catecumenii, sau cei care făceau catecheza și urmau să se boteze, ieșeau în biserică și mărturiseau public întoarcerea la Dumnezeu și cum Dumnezeu a lucrat în viața lor și apoi în noaptea de Paști, la miezul nopții, se organizau boteze. De ce făceau chestiunea asta atunci? Pentru că ei mărturiseau, sau aveau așa, o convingere. De unde venise ideea, era mai mult poate o chestiune culturală care s-a format. Că, sigur, aveau o legătură cu Cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum spune Apostolul Pavel în Romani. Omul care se întoarce la Dumnezeu cu credință și pocăință, este pus în moartea lui Hristos și învierea lui Hristos de Dumnezeu într-un mod tainic, dar mărturisește lucrul acesta în boteze. Și ei spuneau, noi vrem să arătăm moartea noastră împreună cu Hristos și afundarea noastră în apă și ieșirea noastră din apă și învierea cu Hristos, o viață nouă, exact atunci când se sărbătorește învierea lui Hristos. Sigur că Domnul Hristos nu știe dacă a înviat exact la 12 noaptea sau pe la 2 sau la 4 dimineața. Asta nu ni se spune. Ni se spune însă că dimineața învierii ucenicii erau adunați la oaltă și atunci Domnul a venit în mijlocul lor și le-a rostit cuvintele face vouă. Și aceasta a rămas pentru noi exemplul și călăuzirea Duhului Sfânt de a ne aduna la închinare alături de alte pilde din Noul Testament în ziua Domnului, în ziua de lumine. Așa că îi mulțumim Domnului pentru bucuria care am avut-o în ziua aceasta și dorim ca prin Cuvântul Său, Duhul Sfânt, să
să ne vorbească și să lucreze în viețile noastre în continuare. Amin. Într-o zi ca și aceasta, Domnul Iisus mergea spre Ierusalim și când s-a apropiat, ne spune cuvântul, de Ierusalim, a trimis în satul dinaintea sa doi ucenici și le-a spus, vedeți că veți găsi la o intersecție, la o cotitură a drumului, veți găsi la o casă acolo un măgăruș împreună cu mama lui de gard, să-i aduceți la mine. Nu știu cine au fost ucenicii aceia. Și nu e foarte important. Important este că ei au ascultat și s-au dus. Vedeți, ucenicii Domnului sunt în slujba Domnului, sunt aproape de El și ascultă și se duc în El îi primesc. Asta este exemplul ucenicii. Ucenicia nu este telecomandă. Și doar cu pixul și cu eu. Ce înseamnă și mișcare? Înseamnă ascultare? Frașesilor, Domnul vrea să fim ucenicii Lui care să ne ducem atunci când El ne trimite. Și au adus mătărușul acela și ne spune cuvântul, dacă citim din Evanghelia după Luca, că era un exemplar pe care nu-l mai folosiseră stăpânii niciodată, pe care nu călecase nimeni niciodată. Nu știm de ce, dar așa a găsit Dumnezeu cu cale, pentru că erau un exemplu, erau o pildă, erau un mesaj în faptul că a folosit un măgăruș pe care n-a călecat nimeni niciodată. Poate că înțelegem dintr-un punct de vedere că Domnul vrea să folosească cei mai buni. Și noi trebuie să-i dăm Domnului cei mai buni. Pe de altă parte, poate vrea să arate că un măgăruș care n-a mai fost folosit niciodată este imprevizibil. El nu este obișnuit cu povere, ci să se lase condus. Și Domnul stăpânește cu puterea sa orice forță. Și dacă facem legătura între măgărușul acesta și firea pământească a omului care vine la Dumnezeu, acolo unde vine Hristos și unde intră Hristos, ea rămâne sub stăpânirea lui Hristos și nu-și face ea mendrele ei. Vedeți, dintr-un alt punct de vedere, acest măgăruș poate că ne duce cuvântul la lumea pierdută, spre care noi, ca ucenici, trebuie să mergem și să-i conducem la Hristos. Sunt mai multe gânduri care pot fi legate de această situație, însă este clar că Domnul Iisus avea în vedere un mesaj explicit. Când Ioan s-a mirat că l-a văzut pe Domnul venind la el să fie botezat, lasă Ioane ca să împlinim tot ce trebuie împlinit. Și era profeția din Isaia 60 și din Zaharia 9. Iată, fica Sionului, împăratul tău vine la tine plâng și venind că l-are pe un măgăruș. El venea ca regele păcii, nu venea ca regele războiului și al puterii. Și Ierusalim ar fi trebuit să înțeleagă lucrul acesta. Pentru că el venea smerit și zice, biruitor, că l-are pe un măgăruș. N-au înțeles. De aceea Domnul Iisus s-a oprit cu tristețe în porțile Ierusalimului. De fapt, de pe colină, asta și-a privit. Și-a început, în timp ce mulțimea aceea entuziastă îl aclama, crezând că el avea să fie liberatorul, înaintea căruia au pus haine, au pus ramuri, au pus hainele pe măgăruș, da? Alte gesturi care pot să însemne câte ceva, o închinare care nu i-a costat nimic, poate dintr-un punct de vedere, sau poate un mod de a-l onora cu ceea ce au avut în mod spontan, am putea să înțelegem mai multe din gestul lor, însă erau foarte bucuroși și foarte entuziaști. Și în acea postură Domnul se uită la Ierusalim și se uită la Ierusalim și vede dincolo de ceea ce se vedea cu ochii fizici. Dincolo de ceea ce oamenii sperau în inima lor în ceasul acela. Dincolo de ceea ce ei puteau să vadă, și anume, vedea Ierusalimul sub asediu roman, vedea Ierusalimul trecut prin sabie, trecut prin sânge și prin demonare. Și cu lacrimi a început să spună Ierusalim, Ierusalim, cât am vrut să te strâng cu strânge cloșca cu ei, dar n-ai vrut.
Ierusalime, lucrurile acestea sunt ascunse de ochii tăi. Ai pierdut șansa mântuirii. Ierusalime, îmi pare rău pentru tine. Ceea ce îmi rămâne pentru tine sunt decât lacrimile. Și în această situație Domnul a început să plângă. Sigur că cei din jurul său au fost contrariați, n-au înțeles. Și au continuat avansul lor entuziasm. Și interesant că Domnul Iisus, în loc să meargă spre ceea ce așteptau să fie, sediul Pilar, fortăreața Antonia sau unde se gândeau ei să meargă, Domnul se duce spre templu, spre casa lui Dumnezeu. Și această intrare în Ierusalim a fost una triumfală. De fapt, a fost singura zi, singura dată când Mântuitorul s-a expus în mod public. El niciodată n-a mai făcut-o. El nu s-a mai expus. Ne-ar fi așteptat să facă la înviere. S-a arătat toată puterea lui și cezarului și tot. N-a făcut-o. Atunci când s-a născut, să se arate toată slava. Că s-a născut un rege. Au fost câteva indicii pe care unii le-au perceput cei mai mulți. Nimic. Dar de data aceasta este expus în mod public. Și a lăsat pe toți să-l aclame ca pe regele. Numai că ei n-au înțeles mesajul său. De aceea inima lui s-a umplut de tristețe și lacrimi. E bine, această zi a floriilor, frașii și surori, o văd cât se poate de potrivită pentru a fi sărbătorită. Nu doar pentru că a fost sărbătoarea intrării Domnului Iisus în Ierusalim acum 2000 de ani. De care noi ne amintim an de an și pe care o împodobim într-un duc de închinare și cu cântări, cu poezii, cu mesaje. Această sărbătoare a floriilor o văd ca pe sărbătoarea mântuirii noastre. Ca pe sărbătoarea de fiecare dată la florii, aș vrea să ne reamintim despre intrarea lui Hristos în inima noastră ca Salvator și ca Stăpân al vieților noastre, pentru că această sărbătoare, tocmai asta vrea să ne lase Duhul Sfânt spre anticipare și spre împrospătare. De fiecare dată la florii să te amintești că Hristos a intrat în viața ta, că Hristos a venit în viața ta ca Salvatorul tău, că într-o zi Hristos a venit și ți-a schimbat viața și că într-o zi Hristos ți-a luat temerile și păcatele și a făcut acea schimbare pe care nimeni în lumea aceasta nu are putere să o facă. Și Dumnezeu a dus lumina mântuirii și nădejdea veșniciei în sufletul tău. Aceasta este prospețimea an de an acestei sărbători. Nu doar o rememorare istorică a ceea ce s-a întâmplat sau toate aceste conexiuni care nu sunt într-un fel sau altul valabile și importante. Amintește-ți la florii de mântuirea ta. Amintește-ți la florii de intrarea lui Hristos în inima ta. Și aceasta va fi întotdeauna cu prospețime. Sărbătoarea nu va fi niciodată poplită, oxidată. Niciodată cu plictis. Niciodată cu, să zicem, aceleași lucruri. Nu. Pentru că va fi reprospătată bucuria mântuirii. Ori de câte ori ne amintim că Hristos a intrat în Ierusalim. De fapt, Hristos a intrat în Ierusalim în inima noastră. Și eu nu știu în ce, dacă aceea este vreo inimă în care Hristos n-a intrat și nu tronează, dar dacă este vreo inimă, Domnul vrea să intre și acolo, ce frumos ar fi ca să se deschidă. Ca să se deschidă la... Amintiți de poezia lui Voiculescu, Întâmpinare? Dacă vă spun, amintiți. Voiculescu zice, crud, rășmaș, fățarni, sterg ca țintirimul, cu trufașe ziduri, fu, Ierusalim. Fericată neagra buche a vieții a ucis în mine solii și profeții, dar o bucurie soră cu vecia, însurpând grădirea, mistui urgia, azi deschid cetatea pașilor asinii, intră de întâmpini, Doamne, al luminii. N-am stâlpări din straie, să te schimbi în cale, îți trească unei inimi, să te aștept.
O inimă pe care Hristos așteaptă să intre să o curățească și care a ucis să ia profeții de atâta mare de ani. O, ce frumos ar fi ca în ziua aceasta să troneze Hristos în ea și să o sfințească, să o curățească, să o umple cu Duhul Său cel Sfânt. Și dacă în inima ta nu simți că tronează Hristos, spune Doamne, astăzi de ziua când vreau să intri în Ierusalim în inimii mele. Mă rog ca Domnul să dea harul acesta, dacă aceea vreun suflet care încă n-a făcut pasul acesta. Pentru că Hristos nu vine să ia. Hristos vine să dea și să dea din bășug și să treacă peste în viața veșnică, spune cuvântul. Fratele meu și sora mea, stăm în cercetare. Pentru că vedeți, Hristos a intrat în Ierusalim și s-a dus nu în alte locuri, ci în templu. S-a dus la casa lui Dumnezeu. Și casa lui Dumnezeu suntem noi, spune cuvântul. Și a intrat în casa lui Dumnezeu și vedeți, acolo Mântuitorul a găsit o mulțime, o mulțime de lucruri care au întristat inima. Ce așteaptă Domnul Iisus să găsească în casa inimii tale? Ce-a căutat în templu Hristos în ziua de înflorire? Și o să ne punem întrebarea aceasta. Dacă sărbătorim de florii intrarea lui Hristos în inima noastră, iată că Hristos vine și o cercetează din nou. Ce găsește El în ea? Fratele meu și sora mea, numai noi, lumina Duhului Sfânt, putem să știm, pentru că Domnul atunci a intrat și a găsit lucruri care l-au mânit, care l-au întristat. Acolo erau numai beduini și zumze de bani și tot felul de lucruri urâte. Și în loc să fie liniștea și contemplarea și ceasul rugăciunii, erau duhuri de lăcomie și de înșelătorie și de afaceri. Și sigur că trebuiau făcute, dar nu acolo. Templul avea o monedă proprie. Și toți banii care veneau de schimbat la templu era exchange-ul. Și era și partea leului, marelui preot și a celorlalți. Și când veneau cu animalele pentru jertfă, nu veneau pe ele în spate de oare unde, ci veneau cu bani și acolo cumpărau. Și cum s-au gândit ei, hai să băgăm afacerea în templu. În loc să lase lucrurile la locul lor și în poziția lor, le-a adus în templu. Și sigur, lucrul acesta l-a întristat foarte tare pe Domnul. Și oamenii vedeau lucrul acesta de zile și de ani de zile, dar nimeni nu putea să facă nimic. Cine se putea pune cu toată acea organizație și cu acea forță a saducheilor și a marelui preot, cine putea să miște acolo unde ești? Era foarte puternică organizarea așa. Și iată că vine un nebun pe care l-au crezut că este un smintit, un ieșit din minți, cum să le strice sistemul lor? Și pune mâna pe mic de ștreangul și începe să lucrească. Acum, cineva care făcea trimitere la un soi de violență, spunea, uite și Hristos a... Haideți și noi să punem mâna pe... Nu, Domnul nu se spune că a lovit în oameni, probabil că în animalele acelea care era. Și vine Hristos și răstoară mesele. A fost o curățire simbolică, în realitate a fost un haos care s-a generat acolo. Vă dați seama că imediat toată lumea să-și strângă animalele, să strângă bani, să împiază și așa mai departe. Dar a fost un mesaj, că nu-i bine ce se întâmplă aici, în casa Tatălui meu. Acest duh de lăcomie, de minciună, acest duh lumesc, acest duh de apariție în casa Tatălui meu, a pătruns. Nu se poate așa ceva afară. Și blândul miel, îl vedem acum, foarte pornit. Și toți în jurul lui, dar erau vreo 12 bărbați care îl flancau și sigur avea și oarecare protecție, dar era și personalitatea lui puternică. Și era și forța divină, cer. De aceea a putut să facă gestul acesta. Pentru că nimeni nu s-a trecut, era arestat imediat. Vedeți? Domnul a făcut gestul acesta pentru că a fost în planul lui Dumnezeu și legătura cu noi, viții Domnului, cred că foarte mult nu mai trebuie explicat. Doar trebuie cercetată inima, o sincer. Cât găsește Domnul în casa inimii noastre duh de rugăciune? Pentru că așa a spus, casa Tatălui meu se va chema o casă de rugăciune. Ce așteaptă Hristos să găsească în casa inimii tale? Ce așteaptă să găsească poporul său? În primul rând, un duh de rugăciune, o casă de rugăciune, nu o mulțime de lucruri acestei lumi, lacome și deșarte. Peștele de pe mare numește el.
Duh de rugăciuni, Doamne, în mine, Doamne, spune cântarea. Rugați-vă, copii și sfinții Domnului. Poate n-am avut o zi de evanghelizare mai specială. Poate n-am fost un foc evanghelistic. Dar mai mult ca niciodată am văzut oameni prezenți astăzi. Știți de ce, sfinții Domnului? Pentru că veniți să vă rugați aici și continuați și mâine seara de la 5 și de la 6, apoi frații, surorile de la 5 și cei care acasă peste săptămână stăruiți, Dumnezeu va binecuvânta și focul acesta, Duhul Sfânt îl va înălța peste inimile voastre și peste această biserică, acest sfeșnic de rugi, nici când nu trebuie stins prin credință, când credința înseamnă rugăciune, în primul rând, și apoi înseamnă acțiune, când va vesti Fiul omului, va veni Fiul omului, va găsi El credință, știți, zice, exact în condițiile rugăciunii. Femeia văduva care se roagă și dacă se duce la judecătorul de drept și îi face dreptate finală, dar oare Domnul nu va face dreptate aleșilor săi? Sfeșnicul de rugi nici când să nu stingi, ține viu divinul foc. De aceea în templu, fiecare dimineață ședea, preotul se ducea, curățea candele și le avea grijă să fie foc acolo, el, și punea un delem. Dumnezeu vrea ca în viața ta să fie un duh de rugăciune și nu numai aici, la un ceas de rugăciune, ci să fie un duh de rugăciune și peste săptămână. Și când umpli cu Domnul peste zi, și când te trezești din miezul de noapte, să-ți înalți ochii spre Dumnezeu, până nu descoperi un ceas de rugăciune, poate fi o corvoadă și un lichis. Spune Domnul în ziua aceasta, Doamne, fă să gust și eu din bucuria și te revelează, Doamne, această dulceață de a sta de vorbă cu tine. Nu mai nevoie să mai contorezesc cu ceasul după aia. O să mă trezesc că au trecut multe minute și poate ceasuri. Ce dulce! Zice, nu voi aminti altceva decât ceasul dulce de rugăciune. În cer îmi voi aminti lui acest. Și abia atunci vom vedea că ce am semnat toate aceste ceasuri de rugăciune. Mai iubești rugăciunea? Spune o cântare. Ai ajuns mântuit de Domnul Iisus, oare ești în Via Sfântă a Soiei? Oare plină-te inima de pace ajuns de Duhul Sfânt călăuzit? Eu te întreb dacă știi ce-i mântuirea, dacă n-ai uitat că Iisus a înviat. Ai tu timp să meditezi, să te rogi și să lucrezi? Nu cumva îngrijorările te-au învățit? Cântarea aceasta spunea, am fost botezat cu Duhul Sfânt. Am fost botezat. Și a fost vorba și în Biblie. Noi toți am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, da? Și noi credem într-un botez care ne regenerează Duhul Sfânt la botez și mai multe umple. Și din două motive este nevoie de mai multe umple. Unu, pentru că la un moment dat într-un gen de neascultare și în potrivire față de voia Domnului, Duhul Sfânt parcă se retrage și inima noastră să te comprimă de acea prezență sfântă, parcă te golești și avem nevoie prin pocăință, printr-o sinceră predare de reumplere. Și să știți că mai este nevoie, chiar dacă stăm în ascultare, tot avem nevoie să fim umpluți de Duhul Sfânt. Și de ce? Pentru că creștem. Și cu cât creștem, se face loc. Da? Se face loc. Și biserica zice, amin, Doamne, vrem să creștem ca Duhul Sfânt și niciodată nu să putem crește suficient de mult să nu mai aibă loc Duhul Sfânt. Și cu cât îl căutăm pe Dumnezeu în rugăciune, cu atât noi ne predăm și ne umplem de Duhul Domnului. Casa Tatălui meu se va chema o casă de rugăciune. Frați și surori, eu mă rog din toată inima să fim oamenii care să iubim rugăciunea, să credem în puterea rugăciunii și să umblăm într-o viață de rugăciune. Și vom vedea lucrarea plină de har a Duhului lui Dumnezeu în viața noastră, în casa noastră, în biserica Domnului. Amin. Amin. Ce caută Domnul în casa sa, în casa inimii tale? Ce caută Domnul? Acolo au venit niște ori și niște șchiopi. De ce au venit ori niște șchiopi? Să fie vindecat. Ei credeau că cel care a venit acolo nu este doar prorocul din Nazaret. Este un om al lui Dumnezeu, este însuși Mântuitorul. Ei credeau că omul acela este Dumnezeu în el și el are putere. Și ei au zis că Dumnezeu a făcut minunea aceasta.
cu mulți alții. De aceea au zis, este șansa vieții noastre. Haideți să mergem acolo. Și au venit orbi și șchiopi. O, cât orbi și șchiopi o face cu ăsta atunci. Dar au rămas nevindecați. Doar aceia care au venit la Iisus au fost vindecați. Pentru că au crezut că Iisus are putere să-i vindece. Au crezut că Iisus are putere să-i elibereze. Au crezut că Hristos se îndură de ei. Și frați și surori, Dumnezeu dorește ca în casa inimii noastre, în casa lui Dumnezeu, să fie credință și să venim cu așteptare la Dumnezeu. Amin? Să fie credința care spune, Doamne, mă rog Ție, și pentru că mă rog Ție, Te onorez cu așteptările mele, și știu că Tu vei veni și vei răspunde. I-am zis, nu știu dacă cineva e hotărât pentru Domnul. Și Domnul să mi-a zis, dacă tu crezi, cheamă-i pe oameni. Dacă tu crezi, cheamă-i pe oameni și Dumnezeu va lucra. Nu te ruga fără să-ți faci partea până la capăt. Fratele meu și sora mea, fă-ți partea cu credință și Dumnezeu va fi onorat de credința ta. Doamne, eu îmi fac partea mea și eu cred că Tu îți vei face parte. Eu nu pot să fac mai mult decât pot să fac ca om. Dar știu că Tu îți vei face partea ta. Și eu mă încred în Tine și am atâtea exemple legate de credință în Sfânta Scriptură. Nu duce lipsă de cunoștință, spune Apostolul Pavel. Doamne, dă-mi putere să fac partea cu credință și știu că Tu vei lucra la vremea potrivită. Și Dumnezeu să binecuvinteze și să onoreze credința și spune Domnul Iisus, o, puțin credincioșilor, o, dacă te avea credință cât un pop de muștar. Încă dacă tare aceea mai de să aduce acest munte, acest munte. Doamne, oriște-mi credința. Doamne, întărește credința noastră. Pentru că Tu vrei să Te onorăm. Credința Îl onorează pe Dumnezeu și nu-i credință suficient de mare să nu-L cuprindă pe Dumnezeu în infinit. Și a venit Domnul acolo și a vindecat pe oamenii aceia. Și cine din toată mulțimea aceea mai rămăsese? Despre câți îi se spune că mai erau acolo, care cântaseră și care au văzut ciudat că vor să se meargă unde vrem noi, merge în altă parte. Se pare că s-au oprit. Erau puțin debusolați. Ce se întâmplă? Au renunțat. Mai apoi, cred că unii dintre ei care au fost între cei ce au strigat răstignește. Nu știu câți au rămas. Și totuși Domnul și-a păstrat o sămânță, chiar dacă a fost mic. Niște copii. Niște copii au început să strige acolo în templu. Ei n-aveau nici ce să câștige, nici ce să piardă. Știau doar că cel care l-a clamat era acolo în continuare și când au văzut și ei minunile și au reîmprospătat bucuria și au început să strige. Osana fiului David, Osana fiului David. Foarte interesant. În loc să fie cei care l-au însoțit pe tot drumul, erau niște copii, o inimă de copil. Dumnezeu vrea să vină. Dumnezeu vrea să ne găsească în închinare, frați și surori. Pentru că în casa lui Dumnezeu, Domnul așteaptă și rugăciune și credință și închinare. Și această închinare care laudă pe Domnul în mod sincer și în mod spontan și cu inima deschisă și fără prejudecăți. Vedeți, este frumos când venim și lăudăm pe Domnul. Am auzit aici și cântări și poezii. V-ați simțit bine când ați auzit cântările și poeziile, v-ați bucurat? Sunt de natură să întărească și să încurajeze inima noastră. Să vă trimit pe grup multe poezii legate de Joia Mare, de Vinerea Mare. Ai, frate, nebună de neam. Să vedeți ce frumoase sunt. Vă spun că sunt legate extraordinar de bine de acest eveniment. Să vă alegeți fiecare din ele. Toate aceste mărturii ne antrenează și mintea și inima și credința în închinare înaintea lui Dumnezeu. Și închinarea aceasta, frați și surori, este una care ne duce să ne plecăm înaintea Împăratului. Vedeți? Domnul Iisus a intrat ca Regele Păcii, ca Împăratul Păcii. Deci oamenii nu l-au recunoscut. Există în lumea aceasta câteva forme de conducere.
Una dintre ele este democrație. Demos. Kratos. Conducerea poporului. Poporul votează, poporul hotărăște, cel puțin în teorie, da? Așa, democrație, așa că suntem și noi. Mai există și monarhia constituțională, da? Monarhul, regele, da? Și ne-am zis un slogan, monarhia salvează România. Dumnezeu salvează România, acum numai România să se întoarcă în fața noastră el. Doamne, milă de țara noastră, negrășită și apăsată. Și monarhul conduce, dar nu conduce nici el. Conduce după Constituție. Are și el anumite limitări și prerogative. Și mai există a treia formă de conducere, Imperiul. Da? Și în Imperiu conduce împăratul. Împăratul conduce în mod absolut. Sigur, el are niște oameni care lucrează. Guvern și mai departe. Și noi avem exemple de asemenea, încă mai sunt asemenea. Japonia, de exemplu, are un împărat, da? E bine, cel care hotărăște ce se face acolo este împăratul. Când împăratul vorbește, v-am uitat când a fost tsunami ăla mare în Japonia și când lumea era îngrozită de ce s-a întâmplat, împăratul a ieșit și a vorbit națiunii, toată lumea a cremenit, toată lumea s-a oprit, orice mișcare, pentru că vorbea împăratul. Împăratul nu mai vorbise decât cu bomba de la Hiroshima. Foarte rar este împăratul să vorbească. Și împăratul descinde dintr-o familie care este continuă din tatăl fii de 4.000 de ani. Plășeturilor, voi descindeți din veșnicie, familia voastră este Tatăl Ceresc veșnic și El este Cel care merită închinare, El este Împăratul de care suntem chemați să ascultăm. Acum, Împăratul este Cel care face legea și spune ce trebuie făcut. Și la un moment dat, Ludovic al XIV-lea împreună cu miniștrii săi discutau. Și la un moment dat, miniștrii săi spuneau despre stat și statul sus și jos și la un moment dat, el enervat a spus, le dați de moa. Eu sunt statul. Ce tot îi dați? Acum, în împărăție, în împărăția lui Dumnezeu, împăratul e Hristos. Și dacă vă uitați în predica de pe munte și dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, vom vedea care sunt legile, ce trebuie să facem noi și cum trebuie să umblăm și să trăim. Ei bine, atunci când un om ascultă de legile și de cuvântul lui Dumnezeu și umblă în voia lui Dumnezeu, închinarea lui este ca o prelungire și ca o împlinire a vieții sale. Închinarea lui este una în duc și în adevăr și care, bine, te aducă cu bucurie lui Dumnezeu în mare. Dacă lucrurile nu se întâmplă așa, închinarea trebuie subvenționată de emoții, de electronică, de mișcare și de orice fel de elemente culturale care de multe ori fac să se lărgească poporul lui Dumnezeu mult de tot, dar într-o adâncime doar de câțiva milimetri, fără profunzime. Dumnezeu vrea ca în inima noastră să fie un duh de închinare zidit pe ascultare și pe onorarea Împăratului nostru și nu pe doar ritualuri și emoții care să să aprindă ca un foc de paie și apoi să se stingă. Iată că asta dorește Dumnezeu, asta dorește Hristos, Împăratul nostru, să găsească în Ierusalim în inima noastră. Deplorim noi, sărbătorim intrarea lui Hristos în inima noastră. Și dacă cu alte zile, sau dacă cu luni de zile, sau dacă cu săptămâni, nu știu, sau poate chiar astăzi, inima ta s-a deschis pentru Hristos, Salvatorul, Mântuitorul, du-te cu El și vezi ce este acolo. Este acolo un duc de rugăciune? Sau lucrurile acestei lumi care sufocă? Și atitudine în consecință și vă schimbări necesare. Este acolo credința care îl urmărează și merge înainte cu El? Sau este teama și reținerea pe care au avut-o cei care au pierdut și puteau să fie și ei vindecate? Și este acolo acea închinare plină de bucurie care se sprijină pe o viață de ascultare? Sau orice altceva. Dragii mei, ziua aceasta de sărbătoare
Pentru mulți a fost un prilej de petrecere, pentru că și-au sărbătorit numele într-un fel sau altul. Noi astăzi sărbătorim pe Domnul, mirele nostru, pe care noi îl așteptăm să vină și pe care noi și căruia noi spunem, vino Doamne Iisuse, că-și Duhul și mireasa te, vino Doamne Iisuse, și cel ce aude să zică vino și celui ce este sete să vină și să ia fără plată din izvorul vieții veșnice. Haideți să ne ridicăm și să-i mulțumim Domnului, mințină Sfântare. Glorie ție, numelui Tău veșnic, glorie ție, Regele inimilor noastre și Împăratul inimilor noastre, ne închinăm ție, Iisuse Hristoase, mărire numelui Tău veșnic, îți mulțumim, Doamne, că într-o zi ca și aceasta Tu ai intrat în inima noastră și a adus nu doar nădejde și a adus nu doar bucurie, ci a adus schimbare și a adus putere și a adus har. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ne-ai însoțit cu atâta credincioșie și ai fost cu noi când am căzut și când ți-am greșit și ne-ai spălat cu sângele Tău și ne-ai ridicat cu brațul Tău îndurător. Și ai fost cu noi și atunci când ne-am răzvrătit și cu mânia am rostit cuvinte nesfințuite și ai avut răbdare cu noi, Doamne. Îți mulțumim, Dumnezeul nostru, că credincioșia Ta ne-a însoțit și încă o dată am ajuns să sărbătorim această frumoasă sărbătoare. Doamne, vrem așa de mult ca acest Duh de rugăciune care l-a condus pe Domnul Hristos să fie poporul Tău și inimile noastre și prin credință să slujim de laudă harului Tău și să-Ți aducem acea închinare în duș și în adevăr, nu doar aici, ci în fiecare zi, acolo unde Tu ne-ai pus și ne-ai așezat. Fă ca această biserică, Doamne, în cercetarea lui Hristos să facă bucurie cerului. Și Doamne, sfințește-o și curățește-o. Și lasă Tu har și ploaie de pocăință și de Duh Sfânt peste poporul Tău. Ca El să Te onoreze și cu bucurie să Te întâmpine atunci când vei veni. Îți mulțumim în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Binecuvântat să fii, Sfântă Treime Dumnezeu de acum și până în veci. Amin.